Copiii de la 9 școli din municipiul Curtea de Argeș și din împrejurimi au împletit latura spirituală cu cea creativă. Aceștia au fost îndrumați de Irina Eugenia Creț, profesor și director de programe și activități extracurriculare în cadrul școlii gimnaziale numărul 1 Corbeni, și părintele Vasile Ilina, coordonatorul biroului de cateheză și activități cu tineretul din cadrul protoieriei Curtea de Argeș. Întâlnirea într-un loc binecuvântat a acestor copii are și o componentă educativă importantă. Faptul că ei, începând din prima zi, se adaptează foarte bine unei alte realități, este foarte impresionant. Tabăra aceasta este locul ideal pentru a petrece câteva zile minunate alături de Dumnezeu și de oamenii frumoși care i-au învățat lucruri utile și folositoare pentru sufletul lor. Și anul acesta am însoțit copiii de la 9 școli din municipiul Curtea de Argeș și împrejurimi. Activitățile s-au desfășurat în cadrul de rugăciune și ateliere de creație. Toate aceste activități extrașcolare de vacanță se încadrează în programul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușelului pentru copii în vacanță. În tabără, copiii au învățat să picteze icoane pe sticlă, să pirograveze icoane pe lemn, au participat la diferite jocuri de cunoaștere și recreative, au luat parte la programul liturgic, la seri culturale și duhovnicești, au învățat cântări religioase și s-au bucurat de drumețiile prin împrejurimi și de focul de tabără. Mi-a plăcut și a fost foarte frumos și da, am învățat multe lucruri. Am făcut multe jocuri și am pictat. M-am simțit bine, mi-a plăcut să pictez pe sticlă, am făcut desene, am jucat prietenul secret. Păi am pirogravat, am pictat și pe sticlă. A fost greu? Nu. La sfârșitul taberei, toți participanții au primit cărți de rugăciuni și iconițe din partea mănăstirii Robaia. Calendarul activităților catehetice organizate de Biroul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului a prevăzut la sfârșitul acestei luni și o activitate catehetică culturală de creație și credință care s-a desfășurat pe plaiurile mioritice și de baladă ale Văii Robăii. Tabăra este înscrisă în calendarul de activități de vacanță pentru tineri și copii al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului.